Expresia vorbire în vânt are un sens figurat în limba română și semnifică irelevanță, vorbire fără niciun efect, fără șansa de a produce un efect. Dacă nu te aude cineva sau dacă vorbești într-o limbă necunoscută celui ce te aude, vorbești degeaba, vorbești în vânt. De asemenea, dacă nu ești convingător, dacă cel căruia îi te adresezi nu este interesat de ceea ce ai tu de spus, se numește că degeaba mai vorbești. Nu va avea niciun efect. Dar de ce vorbesc cu oamenii? Oamenii vorbesc ca să informeze, să protesteze, să mobilizeze pe alții, să dea porunci sau să înșele, să se distreze sau să distreze pe alții, să se laude. Alții vorbesc din prea plinul inimii lor, ca să mângâie, să dea speranță, să comunice adevărul, să ajute cu vorba. Alții deschid gura ca să se roage sau să-și mărturisească temerile, îndoielile, întrebările, supărările sau, dimpotrivă, să-și mărturisească credința, bucuriile și convingerile. Suntem înconjurați de o mare de vorbe ale cărei valuri sunt tot atâtea semnale ce se bruiază reciproc. Oare ce face un mesaj mai relevant, mai eficace decât altul? Simplu spus, claritatea mesajului, respectiv interesul ascultătorului și încrederea ascultătorului în purtătorul de cuvinte. Biblia mai adaugă o dimensiune la claritatea mesajului. Mesajul trebuie să fie nu numai clar, ci și încărcat de putere, de autoritate. Ca să aibă forță de impact și să determine o schimbare, mesajul și mesagerul trebuie să aibă autoritate de la sursa de autoritate superioară. Despre Iisus Hristos, oamenii mărturiseau că vorbește altfel decât cărturarii profesioniști ai vremii, ca unul care are putere. Matei, capitolul 7, versetul 29. Iisus Hristos n-a vorbit întotdeauna explicit. Uneori a preferat să vorbească în pilde. Oare de ce? Câteodată o pildă ilustrează mai bine ceea ce vrei să comunici, alteori ascunde interpretarea corectă între alte sensuri posibile. Ca să înțelegi codul de interpretare, trebuie să cauți, să întrebi, să cercetezi sau să fii familiarizat cu contextul. Ori tocmai aici e problema, că noi oamenii nu suntem familiarizați cu stilul exprimării lui Dumnezeu, de aceea ni se pare de multe ori criptic. Sfânta Scriptură ne spune că noi purtăm chipul lui Dumnezeu. Prin urmare, ar trebui să purtăm și cuvintele Lui, să le cunoaștem, să le luăm în serios și să ne conformăm lor. Cu cât le ignorăm mai mult, cu cât le minimalizăm importanța și relevanța, cu atât ni se vor părea mai străine și mai neînțelese. Cu cât bârfele din tabloide sau preocupările triviale iau locul informațiilor vitale pentru ființa umană, cu atât mai mult ne cufundăm în rătăcire. Atunci se împlinește profeția care spune că omul împietrit prin neascultare degeaba mai aude că nu pricepe. Degeaba va privi că tot nu va cunoaște. Iată cum auzirea este legată de ascultare, respectiv de o relație. De aceea a spus Iisus: oile mele ascultă glasul meu. Eu le cunosc și ele vin după mine. Nu merg deloc după un străin, ci fug de el, pentru că nu cunosc glasul străinilor. Evanghelia după Ioan, capitolul 10. Ceea ce determină ascultarea de mesaj este credibilitatea, încrederea receptorului în cel ce vorbește. Biblia ne revelează că lumea materială, pământul, flora și fauna, ecosistemele au fost create de Dumnezeu prin cuvântul Său. Dumnezeu a zis să fie și materia a apărut, gata structurată și înlănțuită de legi. Când vorbește Dumnezeu, se declanșează o putere creatoare și ordonatoare.
o putere regeneratoare și vindecătoare. În esența sa, vorbirea lui Dumnezeu este o veste bună pentru oameni, pentru că exprimă adevărul și pentru că izvorăște din dragostea lui Dumnezeu pentru ființa umană. Cuvântul lui Dumnezeu aduce eliberare sufletului, aduce lumină și fericire. Poate se întreabă însă cineva, cum vorbește Dumnezeu? Dumnezeu vorbește simțurilor și rațiunii noastre prin creații, prin ordinea din univers, prin glasul conștiinței. De asemenea, vorbește omenirii prin poporul evreu, după ce lor le-a vorbit prin lege. Dumnezeu vorbește prin cuvinte, dar și prin semne pe care se așteaptă ca noi să le interpretăm corect. Într-una din discuțiile sale cu fariseii, Iisus le reproșează: fața cerului știți să o discerneți, dar semnele vremurilor nu le puteți deosebi. Matei, capitolul 16, cu versetul 3. Dar nouă, românilor din secolul 21, cum ne vorbește Dumnezeu? Nouă ne vorbește cum vorbește tuturor națiunilor. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin profeți, în multe rânduri și în multe feluri, la sfârșitul acestor zile, spune Cartea Evrei, Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile. E vorba, desigur, despre Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Oare prin ce se deosebește vorbirea lui Dumnezeu prin Hristos de vorbirea oamenilor? Am menționat la început diferite forme de vorbire, respectiv motivația vorbirii și condițiile eficienței în vorbire. De-a lungul istoriei au fost mulți oameni, mulți ideologi, filozofi, mulți întemeietori de religii care au vorbit. Cei mai mulți au vorbit în vânt și cuvintele lor n-au adus niciun rod. Alții au avut un impact limitat la o regiune sau la un timp istoric. Istoria consemnează discursul lui Iona de câteva secunde, repetat timp de 3 zile și impactul pe care l-a avut. Întreaga populație a cetății Ninive, peste 120.000 de oameni, s-au pocăit în sac și cenușă. Nu știm cât a durat pocăința lor. Puțin cuvântători au reușit să traverseze veacurile și barierele culturale și lingvistice ca să-și extindă impactul. Dintre toți se evidențiază Iisus Hristos prin faptul că vorbele Lui încă produc schimbare, încă au efect. Cuvintele Lui tipărite alcătuiesc Biblia creștină, care este cea mai vândută carte din lume. Iisus n-a vorbit în vânt, dar a vorbit vântului și apei. Ucenicii Lui au consemnat o întâmplare ce s-a petrecut pe Marea Galilei, când Iisus cu ucenicii Săi traversau marea într-o corabie. Din senin s-a dezlănțuit o furtună care arunca valurile în corabie și erau în pericol să se scufunde. Iisus a fost trezit din somn de ucenicii speriați, a certat vântul și marea și ele s-au potolit imediat. Auziți? A vorbit vântului și apei. Cum vi se pare să vorbești cu marea învolburată și cu vântul puternic, să le cerți și imediat să se facă o liniște mare? Pe bună dreptate, au întrebat marinarii, cuprinși de o frică și mai mare. Cine este acesta de la ascultă până și vânturile și marea? Nu l-ascultă ca pe un orator oarecare, ci ca pe un monarh absolut. Execută în tocmai și la timp ce li s-a poruncit. Numai omul comentează. Își permite să fie neatent. Se face că nu înțelege sau refuză mânios să asculte. Vai, zice profetul Isaia, de cine se ceartă cu făcătorul său? Un ciob din cioburile pământului. Numai omul își permite să-l trateze pe Dumnezeu ca pe semenul său. La înfățișare, Iisus era ca un om oarecare, dar când vorbea, se dezlănțuia autoritatea lui Dumnezeu. Oamenii erau schimbați, orbii erau vindecați, demonizații erau eliberați, iar morții înviau. Prezența Lui era însoțită, îmbibată de prezența de Spirit. Când vorbea El,
degetul lui Dumnezeu era la lucru. Când vorbește Dumnezeu în vânt, sensul figurat devine propriu. Vântul îi se supune, căci din vânturi face îngeri ai lui. Apa mărilor și a râurilor, ploaia și zăpada, se supune poruncii lui Dumnezeu, căci El a creat-o, El e stăpânul. Dar noi ne supunem? Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate. Ce vei face, dragul meu ascultător, cu această poruncă a lui Dumnezeu? Îți vei bate joc de ea? Este ea o vorbire în vânt pentru tine? Sau o vei lua în serios spre fericirea ta? Dumnezeu cel atotputernic, creatorul Universului, îți respectă voința, nu va trece peste ea. Alegerea ta însă o va judeca. Atunci vei vedea că n-a vorbit în vânt. Furtuna și apa mării ascultă de el. Ascultă și tu.